Când mă întreabă cineva de ce am făcut Semped și ce mă motivează să continui după atâția ani, aș răspunde imediat: vreau să ajut oamenii să dobândească echilibru emoțional. Când ai echilibru emoțional, gândești limpede și iei decizii cu simț de răspundere. Când ai echilibru emoțional, nu ești condiționat de probleme emoționale sau convingeri limitative. Când ai echilibru emoțional, ești mai liniștit și mai fericit. Prin urmare, vreau să-ți prezint în cele ce urmează câteva aplicații ale stoicismului pentru a dobândi un echilibru emoțional cât mai accentuat posibil. Dezvoltarea caracterului. Nu există echilibru emoțional în absența unei minți raționale și a unui caracter virtuos. Dezvoltându-ți caracterul, vei fi mai sănătos și mai liber. Contrar opiniilor venite din curentul dezvoltării personale moderne, care spune că trebuie să atingi cât mai mult succes în diferite domenii ale vieții, cum ar fi relații, profesie, bani sau sănătate, stoicismul ne propune să ne detașăm de aceste lucruri exterioare. Nu să renunțăm a le dori, ci să rămânem detașați. Asta înseamnă să avem în vedere că ele nu ne definesc, ci intențiile noastre bune și felul în care alegem să acționăm ne clădește caracterul. Epictet numește posesiunile mărunțișuri, iar trupul o mână de lut cu câțiva litri de sânge. Singura posesiune ce o ai este caracterul. Manualul său conține practici despre cum îți poți redobândi și menține liniștea sufletească, sau ceea ce noi am numit astăzi sănătate mentală, dar nu conține principii despre cum să excelezi în virtute. Cu toate acestea, Epictet le cerea discipolilor săi să conștientizeze și să fie dispuși să accepte filozofia în viața lor ca o practică ce are scopul de a te dezvolta personal. Cât veți mai aștepta până veți cere ce e mai bun de la voi înșivă? Epictet ne spune că întrecerea și jocurile olimpice au loc chiar acum, deci nu putem aștepta. Nu putem amâna antrenamentul, pentru că, spre deosebire de jocurile olimpice, viața se desfășoară deja. Nu amâna, pentru că întrecerea la care participăm zilnic, adică viața, a început deja. Echilibrul emoțional înseamnă dezechilibru într-o primă fază. Epictet considera că după cursurile sale, oamenii trebuiau să se simtă mai rău și nu mai bine, în sensul de a produce disconfort pentru ca ulterior ei să se cerceteze pe ei înșiși. După el, orice tratament care dă rezultate trebuie să creeze disconfort în primul rând. Deci dacă asculți un sfat, o părere sau un îndemn care te face să te simți bine, să știi că ești departe de a-ți dezvolta echilibrul emoțional. Mai degrabă, doar te amăgești. Prima dată e nevoie să te simți un pic în dubii, să-ți simți ego-ul rănit, să fii deranjat și chiar pus la pământ. Iar abia apoi, pe baza gândirii înțelepte, poți înțelege care sunt limitările tale și extinde capacitățile. Așa crești în înțelepciune și devii tot mai puternic mental. Asta înseamnă să dobândești echilibru emoțional. La fel cum mușchiul nu crește fără a-l ține în tensiune și durere, la fel mintea nu produce echilibru emoțional fără un disconfort mental pe care îl poate tolera și o situație problematică din care poate învăța. Epictet știa toate acestea și le prezenta în scopul de a învăța pe oameni arta de a trăi, astfel că, oricât ar trăi, ei să se cerceteze pe ei înșiși pentru a fi mai senini și netulburați de câte se vor întâmpla. Ce trebuie făcut atunci? Epictet ne-ar spune să facem tot ce ne stă în puterea noastră și să lăsăm restul să se întâmple. Pași concreți pentru a construi și menține un echilibru emoțional perfect. 1. Stabilește ce este în controlul tău și ce nu. Unele lucruri se află în controlul nostru, iar altele nu. În controlul nostru se află gândirea noastră. Mai exact, cum emitem judecățile cu privire la ce este și ce nu este indiferent. Ce este bun și ce este rău. Ce este folositor și ce este inutil. Lucrurile care nu depind de noi sunt trupul, faima, bunuri materiale, oamenii din viața noastră și orice lucru care nu se datorează în mod direct acțiunilor noastre. Spiritul nostru depinde de noi, iar tot ce este exterior nu ne poate defini în mod real. E nevoie să-ți examinezi constant percepțiile și să faci evaluări raționale, conforme cu realitatea. Epictet, am făcut un video doar despre ce putem controla în viață și cum asta duce la echilibru emoțional. Îl găsești în primul comentariu. 2. Examinează-ți pornirile și activatorii personali. Trebuie să conștientizezi ce te activează și de ce. Poate că ești enervat de oamenii iritanți care doar vorbesc. Poate devii anxios când apropiații se îndepărtează de tine. Sau poate te simți intimidat când cineva cu mai multe realizări decât tine este prin preajmă. Echilibrul emoțional presupune lipsa reacțiilor
emoționale. Deci trebuie să găsești cumva toate acele situații care te activează și să înțelegi semnificația personală pe care le oferi. Poate că oamenii care tot vorbesc scot afară convingerea ta cum că comunicarea trebuie să se desfășoare doar așa cum crezi tu că trebuie, țintit și la obiect și nu cu detalii și povești cum o fac ei. Poate anxietatea ta este o atenționare a minții tale cum că nu știi să te gestionezi când rămâi singur, te consideri incapabil de iubire, ori de a te descurca în lumea exterioară. Sau poate înseamnă faptul că nu ești confortabil cu tine însuți. Dacă te simți intimidat în preajma altor oameni, probabil că te vezi pe tine inferior lor sau poate chiar nu-ți place de tine, considerându-te incapabil sau poate chiar defect. 3. Lucrează la activatorii tăi. Odată ce ai dobândit conștiința de sine și înțelegi cum funcționezi, poți începe să lucrezi la activatorii tăi. Aceștia sunt generați de anumite credințe pe care le ai despre tine, despre oameni și despre viață. Simți că credințele sunt adevărate datorită emoțiilor pe care ți le oferă și sunt menținute în mintea ta prin comportamentele tale. Soluția este să schimbi mecanismul prin care ele s-au instalat, adică să derulezi un demers cognitiv-comportamental. Astfel vei obține echilibru emoțional. Cel mai benefic lucru în acest sens este să apelezi la un psihoterapeut. Dacă ți se pare prea mult, poți începe cu următorul video, îl găsești în colțul de sus al ecranului. Ne găsim acolo! Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul Semped dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.